Salutare! Bine am găsit la o nouă ediție a podcastului Indodi. Noi suntem, ca de obicei, Indodi și astăzi discutăm despre capitolul 13, ultimul capitol din cartea lui Michael Humer, Problema cu autoritatea politică, capitolul numindu-se De la democrație la anarhie. Da, înainte de a intra în detaliile tehnice ale capitolului, să discutăm puțin despre detaliile tehnice ale YouTube-ului. Mai jos aveți un buton de like pe care vă rugăm să-l apăsați acum ca să se răspândească video-ul în algoritmul YouTube-ului. Și de asemenea, dacă vreți să mai auziți de noi, există jos un buton de subscribe, un clopoțel ca să primiți și notificări ca să însemne ceva subscription-ul. De asemenea, mulțumim pe această cale suporterilor care ne ajută în finanțarea proiectului nostru. Jos puteți să găsiți link-uri care să vă îndemne spre așa ceva dacă vă simțiți cu dare de mână. În capitolul 13, ultimul capitol din cartea lui Humer despre problema autorității politice, Humer își imaginează cum vede el trecerea de la democrație, sistemul politic majoritar în lumea astăzi, la anarhie. Până acum el ne-a explicat frumos cât de drăguț ar fi să fie anarhie, dar se poate ajunge la, în realitate, la anarhie sau nu se poate? Și aici, el, în acest capitol, el sună foarte optimist că da, se poate și are în vedere trei mari motive pentru lucrul ăsta. De-a lungul istoriei omenirii au avut loc multe schimbări politice și culturale semnificative. În ultima perioadă, aceste schimbări s-au fost din ce în ce mai rapide. Deci nu mai trebuie să așteptăm neapărat mii și zeci de mii de ani pentru a schimba un sistem politic cu altul. Și toate aceste schimbări care au avut loc în istoria omenirii, lui Humer se pare că au fost în direcția unei în care individul a ieșit totdeauna în avantaj aceste schimbări. Deci spre libertatea și spre prosperitatea individului. Și trecem în evidență acum, de-a lungul istoriei, am avut până acum 10.000 de ani, omul era colegător vânător, nu s-a întâmplat mai nimic, după aia a început civilizația, am avut tiranie până acum 200-300 de ani, după forma sau alta, ori o persoană, ori o clică, o oligarhie. După aia am avut democrație de doar 200-300 de ani. Majoritatea. În niște locuri, da. Niște locuri, da. Și inclusiv democrația față de acum 200-300 de ani, Humer ne spune că de atunci și până acum, din ce în ce multe țări au adoptat această forma de organizare a societății. Deci am avea, să zicem, motive de a fi optimiști pentru ca individul să câștige lupta cu autoritatea politică, coerciția, să zicem. Se pomenește de asemenea și despre sclavie, da? Dacă și sclavia a fost eliminată, nu vede de ce inclusiv coerciția statului nu ar putea fi eliminată în viitor. În sens că în felul el aduce vorba de sclavie ca să tragă oarecum o paralelă cu ăștia care apără status quo, în sensul că și atunci sclavia era tot status quo. Și de asemenea, gândește că și Humer menționează, inclusiv Aristotel considera că sclavia este ceva bun, normal, așa merge așa trebuie societatea și statul ar trebui să se lupte cu sclavii care își doresc libertatea sau cei care ajută sclavii să fugă de la stăpânilor sau chestii de genul.
O chestie îmbucurătoare este dacă ne uităm cum cât de repede, mă rog, percepem noi, dar cât de repede s-au întâmplat niște schimbări culturale în ultima vreme. Nu, toate mișcările astea de drepturi ale minorităților, și care e cea mai mică minoritate? Individul. Fiecare are particularitățile lui. El e o minoritate în sine, are ceva diferit de ceilalți. Lăsați-l în pace. Și ce s-a întâmplat și cu sclavia? Păi, oamenii și-au scos sclavia din inimă. Și aici ar trebui să scape de... să-și întoarcă fața de la stat. Să nu mai stea sub... să nu fie liberi. Trebuie să-și dorească să fie liberi. Cred că... a fost prea... Nu, da. Deci, de că unii zic, nu există sclavie și acum, sclavia modernă, da? Când este europenii muncesc în condiții de improprii în vest sau, nu știu, femeile duse din Africa în vestul Europei la pentru prostituție. Alte lucruri de genul ăsta. Există și acum sclavie, știi? Dar diferența este că atunci sclavia era sancționată de stat. Deci era recunoscută. Acum este o chestie din... De pe la margini. De la marginea societății. Na, o să iau vorba lui Costel din gură aici și o să zic că nu. Și astăzi sclavia e sancționată de stat, pentru că e în folosul statului. Îți petreci cât din timp ți-l petreci în folosul statului. Da, deci sclavia ce folos e sancționată? Recunoscută, da. În engleză se spune da, sanction. Că așa sună opusă. Apărată, da. E, da. Și astăzi e mai mult decât apărată. Nu era recunoscută în trecut, nu era... era recunoscută. Nu era sancționată. Da. Dar diferența între sclavia, să zicem, de tip taxare impozite și sclavia pe care o vezi prezentată la posturile de televiziune, asta cu munca în condiții improprii în vestul Europei. Da, alea sunt niște lucruri neconfortabile, pe când impozitarea chiar e sclavie. Și prostituția, pe care ai dat două exemple. Da. Prostituția e sclavie dacă e... forțată. Da. Dar ăștia care muncesc în condiții improprii nu e sclavie. Uite, trebuie să atragem atenția la chestia asta. Sclavia e despre absența consimțământului, nu e despre condiții rele de muncă. Uh-huh. Dacă mai ia Coca-Cola și îmi dă niște super condiții, voi ar condiționa cu tot ce vreau și eu nu vreau să fac chestia, e sclavie. Sclavia nu e legată de... În timp ce un miner sau un pompier, să zicem, are condiții grele, dar dacă e voluntar, nu e sclavie. Păi da, dar ai putea spune că a fost în interesul oamenilor de la putere să facă neclaritatea asta, să inducă în eroare lumea, știi, să confunde sclavia cu mizerie în loc de lipsa consimțământului. Pentru că dacă ar rămâne clar focusați pe lipsa consimțământului, poate s-ar prinde și Ion al nostru. Utilizarea socialistă, marxistă. Deci pentru Marx erau sclavi, pentru că lucrau în fabrici, în condiții rele. Pentru libertarian nu e sclav. Pot fi oricât de rele condițiile. Uite, iar trecerea asta de la democrație la ceva mai bun, din punctul nostru de vedere, este către cât mai multă libertate a individului, nu, și cum poate fi făcută? Păi, recunoscând că de multe ori, chiar și acum în democrație, care e ce avem mai bun până una alta, de foarte multe ori nu ți este luat, întrebat consimțământul. Da, hotărât. Vedeți de mâine ce amenzi vă pasc, dacă nu fix. Bine, de unde? De la stăpânire. Extraordinar. Ți este luat așa de formă, adică până și deci, de asta cred că Humăr e optimist în sensul că drumul spre anarhism trebuie să treacă prin democrație și a mai avut el Niște simpatii față de democrație în capitolul precedent al cu războiul, dar pentru că teoretic ți se ia consimțământul, știi? Dar tu dacă zici că nu vrei să joci, de fapt ăla e consimțământul care nu ți se mai... Tu ai zis bine, deci consimțământul trebuie să ți-l dai tu, păcând în cazul ăsta ți se ia.
Da. Corect. Nu, la discuție cât frânează democrația, cât frânează tirania. E valid argumentul ăsta că democrația, uite, față de alte tehnici, față de succesiune, de exemplu, protejează mai bine libertatea? Ok, există cazul nazismului și nu știu ce, sau cazul ipotetic în care poți alege democratic comunismul. Dar cum ar fi în general? Te protejează? Nu-ți dă, nu-ți dă niște pârghii? N-aș vrea să fac nuanțe, dar pare că... Nu-i dai peste vot lui Dragnea faptul că îl poți schimba? Mi se pare că aduce niște inhibiții. Poți și nu prea poți, că asta am criticat noi până acum. E cu duș, îl mai schimb, da. E cu duș și întors, pentru că depinde din ce punct de vedere vrei să analizezi. Din punctul de vedere al cât de multe își permit statele astăzi față de ieri, pare că își permit mai multe față de ieri. Și deci din punctul ăsta de vedere n-ai zice că, de fapt, care e problema? Ieri, dacă te supăra tiranul, puneai de o revoltă, aveai o șansă la succes, ăla avea o șansă la deces, da? Și viceversa, în cazul de eșec al revoltei, da? Adică mizele erau mari. Pe când astăzi, votăm pe ăilalți. Și ce se întâmplă cu sistemul? Merge înainte. Sistemul e în spate oricum și pune o mână în fiecare partid. Da, e de punctat că nu un partid anume îți ia puterea de a alege libertățile, ci mecanismul ăsta, când zicem sistemul, asta include și ce numim politic democrație. Democrația merge înainte. Nu, dar în faptul de inhibiție, faptul că poți să schimbi. De ce nu face PSD orice? Este. De ce face un faraon orice? Da, e un factor. Păi nu, e o discuție, uite. Pentru că, Dar noi vrem mai mulți factori. Pentru că faraonul era înzestrat de zeu, cu drept de viață și de moarte asupra supușilor săi. Cândva, la un moment dat, această poveste s-a pierdut. Nu a mai fost recunoscută. De asta făcea putea faraonul să facă orice. Democrația nu e instrument prin care pui. Noi vrem mai mult. Capitolul ăsta trebuie discutat. N-aș spune, pentru că dreptul de viață și de moarte asupra supușilor săi a dispărut înaintea apariției democrației. Da. Meritul bisericii. Dar chiar și așa poți avea discuția comparativă. Dacă aveai democrație pe vremea, celelalte fiind aceleași, pe vremea faraonilor, comunitatea egipteană. Ai avut. Cu democrație. Nu la egipteni, ai avut la greci. Și aveau de toate, și sclavie și tot ce vrei. Și drept de viață și de moarte asupra sclavilor. Democrație cu sclavie, ce haios. N-aveai vot universal. Nu era mai bine la greci? Nu era mai bine la greci? N-a înflorit comerțul decât acolo. La egipteni? Da. Pare că da. Da. Uite, Hoppe ar zice, uite, dacă discutăm capitolul paralel cu Hoppe, Hoppe spune nu, că s-a degradat standardele. Bine, el îți ia decalogul. Și zice că standardele n-are dreptate Pinker. Pinker polemizează, dar cum ar pare să subscrie la optimismul ăla. Și asta că vin vremuri bune. Nu, Hoppe zice, bine, Hoppe zice anti-democrație, dar el zice nu, dacă luăm decalogul, s-au degradat standardele. Chiar dacă am avansat tehnologic și asta, suntem departe de evul mediu, de exemplu. Pentru ăla, și asta n-a sună pentru libertarienii care sunt și atei militanți, de exemplu, să-i dai idealul ăsta. Articolul se numește, cred că l-a tradus și Mises, română, în căutarea unei narrative libertariene, ceva de genul ăsta. Și el zice că evul mediu se apropie cel mai mult de idealul ăla, prin descentralizare, prin nu știu. În același timp, ce vorbeam noi și mai devreme, ai lucruri complet noi în istorie. Ai multă tehnologie, ai multe posibilități. Dar vreau să zic că merită aduse și astea în discuție. Principiul, evident, rămâne. Cum ar arăta? Păi, cam cum erau în evul mediu relațiile interpersonale. Păi bine, dar acum avem mașini mari. Să simplificăm. Da, și taxe mari. Exact. Deci Revoluția Americană s-a făcut pe niște taxe care n-a. Sau un evu mediu, taxele erau foarte mici. Un răspuns este că nu-i dai puterea ta din mână unui leviatan, unui stat, pentru că nu știi tu cum să te bați cu unul care are mașini mari.
ci o să dacă ești într-o lume liberă, o să ai și tu mașini mari. Sau mașinile lui o să fie relativ mici, spus mai proaste. Nu, dar nu o să mai conteze. Asta ar fi ideea. Pe când astăzi contează, din cauza că nu ești într-o lume liberă. Și cine au avantaje? Statul, care își face mașini mari dând munca și că îi dai voie. Sau niște privați care sunt în mână-mână cu statul și au aceste avantaje. Oricum te bate la drumuri. Chiar dacă ai tu super tehnologie la apărare, nu poți să faci drumuri ca libertarian. Da. Cum să te aperi dacă n-ai cum să mergi? Cine are rău? Cine e? O altă diferență între monarhie și democrație, mi se pare că monarhul pur și simplu nu lua în considerare opinia publică atunci când lua o decizie. Zicem, domnule, nu atât de mult că asta e discuția. Da. Mize și alții ți-ar accepta că și el și atunci ținea cont de... Nu, dar dacă... Deci era frică. Era frică de... Măcar de reputație. Nu, de frică, măcar. Zicem că, dar de exemplu, un monarh, am văzut în altă țară că aveau căi ferate. În mine regat n-am. Hai să facem și la noi. Nu se gândea, voi să facem... întreb și oamenii dacă chiar vor căi ferate. Nu cred că își punea problemă de tipul ăsta. Uite, ca să-ți dau dreptate. Pe când în democrație, da? Nici acum șoc. Nu, da. Este că... politicianul, în primul rând, ăsta e scopul lui. Trebuie să placă majorității. Păi nu-ți face autostrăzi. Se gândește, mă, cam ce vor ăștia. Nu, păi uite, nu-ți dă, nu-ți face autostrăzi. Păi nici nu, pentru că... Auză, știi că oamenii... e posibil ca faraonul să fie fost mai... Le place românilor să-și aducă aminte, domne, în România s-a făcut prima oară, prima sondă, primul curent electric public, nu știu cum. Foarte bine și ia vedeți. Ce ordine socială era atunci, a politică? Monarhie. Da, rămâne discuția asta. Uite, dacă facem hope, o să revenim asupra ei. Care e mai tare? Da. Monarhia sau democrație? Eu știu ce cred că e cel mai tare? Dorința oamenilor din sufletul lor de a fi liberi, de a-și conduce singur viața. Ei input ăsta. Păi nu, ei celelalte fiind acelea. Hai să luăm dorința oamenilor de a-și conduce singur viața într-o monarhie și dorința oamenilor de a-și conduce singur viața într-o democrație. Eu aș spune că e de fapt aceeași problemă, așa cum monarhia poate să fie mai rea ca stat, tot la fel, deci cum ar fi extremele unei monarhii sunt la mai fel. Departe de centru față de extremele unei democrații. Extrem rău, de rău, poate fie mai rău decât extrem de rău o democrație, da? Și invers, extrem de bine, mai bine. De ce? Pentru că e vorba de felul în care acționează statul. Nu degeaba a apărut acum printre conservatorii de rit nou, au redescoperit mitul conducătorului luminat. Pentru că oamenii e proști, domnule. Da, problema este așa, dacă ești libertarian, nu prea poți să fii de părerea că oamenii e proști, ci trebuie să ai încredere în oameni. Asta e... Poți să ai încredere în piață, în interacțiunile dintre oameni și păi dintre piața ei... Piața e tot oameni. Exact. Piața nu e, e ca societate, e un... Da. Cum se numea ăla? E un substantiv colectiv care trebuie să aibă din ce unități să se facă acel colectiv. Da. Adică dacă oamenii e proști, normal că nu o să, și dezacordul era intenționat, da. Normal că nu o să-i lasă să umble, să zburde liber de capul lor și că fac prostii. Ba să le mai dai și arme pe mână, Doamne ferește. Da, sunt unii care nu sunt stare să se încheie la șireturi și o să se oprească la să nu ucizi, să nu furi și să nu... Nu! Să nu te închei la șireturi. Dar de ce nu crezi că totuși democrația, când este pe scara asta negativului, nu este mai rea decât o monarhie? Pentru că avem exemplu în istorie în care în democrație statele și-au ucis mai mulți oameni decât... Nu.
Nu cred că a depășit nimeni chinezi care n-au avut monarhie. Rușii sunt pe locul 2, nici nu se apropie de chinezi, știi? Și astea n-au fost nici democrații, nici monarhii. Nu poți să le asociezi unei monarhii, ceea ce era acolo, dar era dictatură, nu era... Teoretic, atât China cât și Rusia mimau democrația, da? Numai că aveau candidat unic, dar nici nu poți să le atribui nici rolul de democrație. Nu, cred că argumentul Gabi e că având el al lui Chesterton, știi, având o legitimitate, că e bine ceea ce faci, pentru că lumea, majoritatea e de partea ta, te cam scapi. Te lasă cu victime. În timp ce dacă monarhul se vede ca fiind vicios, ca fiind nu știu ce, n-are aceeași legitimitate. Adică face niște crime pe acolo, dar nu... De obicei, monarhul vrea mai mult supuși. Tot timpul nu... Mai nu, puțin. Și ăia care nu... Au existat și monarhi cărora nu le-a păsat. Exemplu clasic, mi se pare că e George al III-lea, al Marii Britanii, care era pur și simplu un hedonist care nu-l interesa absolut nimic, taxa orice, trebuia doar să... Băutură, emei și... Și n-a rămas în istoria Marii Britanii ca un monarh iubit. Acum două capitole sau când vorbea Hummer de ăsta în Corea de Nord, apare o saturație materială. Deci nu mai are el treabă că nu e producția nu știu cât în țară. Nu, poate un dement, un sadic. Are și satisfacții psihice de psihopat. Poate omorâ, nu știu. Vrea să-ți decimeze Alexandria? Deci, decimează Alexandria. Contesa, bine, asta ne întoarcem și ca să rupem și argumentul cu Evul Mediu în două, Contesa de Bathory, Contesa Roșie de Bathory, nu? Care, de fapt, a dat naștere mitului. Era o contesă unguroaică de prin Transilvania, care avea niște plăceri mai nebunești. Da. Facă baie în sânge, de virgine, să... Tot felul de chestii și se făcea, că era contesă. Bine, când au descoperit-o de la centru, s-a oprit, s-a terminat, știi, dar pe plan local a fost prăpăd atunci. Da. Hummer, zice, cum totuși da, ajungem? Hummer, ca să încheie asta, Hummer se pare că se axează pe trendul ăsta macro. Democrațiile nu fac războaie, nu sunt foarte tiranice, bine, nu știu dacă și-a schimbat părerea după pandemie, dar mă rog. Și de ideea e că el, în broad strokes, de asta pare să prefere democrația, adică în tușe foarte, foarte mari, foarte grasă. Da. Că e problema asta cu secolul 20, deci oricât ai fi de optimist, secolul 20 se întâmplă niște lucruri rele. Nu mai suntem. În secolul 21. Nu, dacă să-l iei ca exemplu, în secolul 20, unde ai avut deja lume civilizată și din nou mașini mari, așa, bombe mari, ai avut instrumente foarte dure și au fost democrații și totuși s-au întâmplat cele mai mari. Nu știu, dacă controlezi, uite, validată, tu controlezi numerele, uite cât au murit inchiziția și cât au murit naziștii și faci cât la sută, cât... Iese mult peste naziștii. Mult peste. Și n-am pus decât naziștii care... Da. A fost și încă nu ne-am dus la comuniști. Da. La... Păi și asta... Da, la comuniști. La asta nu contrazice teza asta optimistă. It's getting better all the time, știi? Tot timpul. Dacă e să analizăm invers drumul de la democrație către sclavie, cât mai avem până la comunism? În fine, același lucru. Nu știu. Mie mi se pare că e o luptă continuă, ca și cu natura. Natura vrea să te mănânce. Natura vrea să... În natură ai frig, întuneric, short, nasty, brutișent. Uite, el zice că schimbările au fost liberale. Dacă te uiți la trendurile istorice, nu trebuie să fim miopi, fiind biasați către prezent, trebuie să ne uităm pe trenduri istorici. Și asta zic, rămâne anomalia asta a secolului 20. Răstoarnă totuți. Îți răstoarnă, dar nici... Îți răstoarnă și multe bune și multe rele. Adică, da.
relele au crescut în același timp cu, cu multe bune. Ai avut războaie, dar ai scăpat de sclavie. Ai avut războaie, dar ai scăpat de sclavie. Mă rog, de sclavie ai scăpat în secolul XIX, teoretic. Dar ai scăpat de mortalitate infantilă, ai scăpat de foame, te-ai redus... Îngreșemintele alea cu... Astea, iau, nu vorbim de progresul libertății, nu vorbim de progresul... Uite, femeile, de exemplu. Da. Secolul XX, femeile au avut cel mai mare progres în timpul de la libertății. La, la progresul libertății e problema care e scala pe care o folosești, iarăși. Adică când sunt, de exemplu, uite, unii mai conservatori ar putea spune că scala pe care trebuie să folosești ar fi respectul, când sunt mai respectate femeile. Astăzi sau ieri? Când sunt mai libere femeile? Sunt temute astăzi. Astăzi sau ieri? Astăzi nu sunt respectate, sunt temute. Sunt mai libere, cred. Au multe drepturi pozitive, da. Nu, mă gândesc la negative, la bloc de muncă, de exemplu. Da, corect. Aleg ele pe cu cine să se mărite? Da? E, înainte nu? Da. Multe. Da, e un progres. Humor ce vrea să zică? Vrea să zică că dacă analizăm logic... ce-ți trebuie pentru o societate liberă? Păi trebuie ca lucrurile să fie voluntare și să ai concurență. Odată ce ai lucrurile astea și le duci la capătul lor logic, la sfârșit o să ai ceva ce o să meargă ca o anarhie, o să vorbească ca o anarhie, deci poate o să fie chiar o anarhie. Ce, să, uite, să mai precizez eu ce ideea mea puțină și fixă. Anarhie înseamnă anarhos, fără stăpâni. Ce vrem? Despre ce vorbim aici? Vorbim despre haos, conflagrații? Nu. Vorbim despre respectul fiecărui om să nu fie stăpânit, să nu îi se impună și să-i se ceară consimțământ. Ha. Și deci cum vrea Humor să... Eu cum își imaginează Humor că vom trece? Gradual. Da. Tot prin... Gradualism. Pas cu pas. Da. A zis și președinte. Justiția, poliția, armata, să externalizeze și să... Totul pe voucher. Totul pe voucher. Uite, aici nu sunt înclinat să nu-i dau dreptate. Da. Lucrul mai ales, el spune... Ok. Zice, el pleacă mai întâi și dă exemplu că unele, apropo, ăștia care cum justiția e justiție și așa, păi da, sunt deja destule cazuri în care justiția e privată, nu mai e justiție, inclusiv la mama ei, inclusiv la noi atunci când te trimite la un birou de mediator și acum o să sară tatiși de fund în sus, nu, că mediatorul e acreditat de stat, așa, și e judecător? Nu e. Deci, și vânzătorul de la cofetărie, tot acreditat de stat, e teoretic. Trebuie să ai permis de vânzător. Trebuie să ai permis de vânzător, deci trebuie să dai un examen, să treci, să primești o patalama. Așa e și mediatorul, ca un vânzător de la cofetărie, da? Și împarte justiție. Uite, în domeniul sportiv. Tocmai de foruri din astea care judecă diverse probleme, dispute în interior. Nu ies în sistemul juridic de stat. Da, dar le dispută conform legilor, între ghilimele, da, pe care le dă forul sportiv în sine. Ah. Adică nu sunt, sunt vorba de reglementările super, super statale. De alea interne, da, jocuri. Este că și dispute comerciale, când aia se judecă la diverse curs din astea de comerț. Nu cred că sunt, lucrurile nu sunt sancționate de stat, adică nu sunt, domnule, mie aia, rețea de comerț, OCDE sau nu? Organizația de comerț. Da, aia internațională. E de stat. E de stat aia? Păi nu sunt reprezentanții guvernelor. Nu cred că e un ONG care dă sfaturi. Cred că e
Am putea să nu, nu e rudă, dar... Cred că e ceva gen Banca Mondială. Ah, ok, 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 okay. Am confundat, da. Am putea să facem noi. Nu, da, acum, așa spune că multe corporații, când au dispute, se judecă într-un tribunal din ăsta, comercial. Ai arbitraj privat, da. Pentru că întârzie statul, deci tu ai... În principal de asta, în principal de asta e și de acord statul, pentru că nu vrea să aibă publicitate negativă, cum se vede că există în restul lumii, în procesele durează și de ani. Și atunci vor să-și, vorbim de Statele Unite, și atunci vor să-și mai elibereze din rolul curții și trimit cazurile de genul ăsta la curți private, de genul dispute comerciale ușoare, de pe probleme de carduri de credit și chestii de genul ăsta. Deci bine, cum ar zice, nu? Că poate că poate să poate și mai mult. Poate s-ar putea eventual, și aici eu nu cred că o să se poată niciodată ce visează el, să ajungă divorțurile în zonă privată. Păi dacă ar ajunge divorțurile în zonă privată, n-ar mai avea democrații, votanți. Totul. Deci până la penal, totul ar trebui să externalizeze sistemul juridic. Ce încășează Vali e ce ziceam și eu pe drum, că se spune că sunt două motivații acolo. Una e că statul își tot cedează din atribuțiuni, ia, ocupă-te de divorțuri, ocupă-te de nu știu, asta era prima motivație. Și a doua era presiunea exterioară, presiunea publicului. Eu zic că a doua e validă, așa, deci, așa se va și trece la libertarianism. Prima, nu văd eu statul să renunțe. Da, deci e ca și cum, da, uite, ăsta e toiagul meu de făcut bani, i-a luat și dați o tură cu el până... Renunț la BNR, nu mai vreau să fac bani. Chiar mai da, nu mai... Da. Uite, ăsta e toiagul meu de lua voturi, ia, luați și jucați-vă voi cu el, că nu... Și mi-l aduceți înapoi când v-a săturat. Poate fi o chestie intermediară, că și el discută... Adică lumea, hai să zicem, nu e complet libertariană și mai atârnă câteva chestii pe acolo. Statul mai are niște poliție, niște armată și tot îl presează să... Părerea mea este că costurile statului cresc mai mult decât viteza cu care cresc veniturile. Și din cauza asta, plus ineficiența și bloating. Da. Inflația. Umflarea aparatului de stat. Da. Închilozarea statului îl determină să facă lucrurile astea și... Da, da. Humor, eu zic că are un point în... Are, da. Ce mi-a adus mie aminte aici, mi-a adus aminte de discuția pe care o aveam noi acum și câteva episoade cu agorismul. Tu spuneai că nu, că uite că poți să faci cu agorismul și să ieși și să fentezi statul. Și eu spuneam nu, că faci agorism pentru că te lasă statul să faci agorism. Adică și tu zici nu, că agentul te lasă. Zic da, ok, agentul, ăla e tot de stat. Așa și aici, mi se pare că e același optimist din partea lui Humor. Nu, că o să renunțe statul la un moment dat, o să te lase. El te ține, te-a ținut în cușcă de atâta timp așa și la un moment dat se plictisește și te lasă. Nu! Astea sunt ultimele, sunt ultimele chestii care o să... Nu e forțat, la e care o să renunțe exact, e forțat, prin forță. Nu ia lampa lui Aladin, o chestie de făcut bani de nu știu ce și renunță, luați-o voi. Nu, nu o să renunțe. Tot la fel zice Humor, deși că asta, ok, o să renunțe la justiție, o să renunțe la poliție pentru că sunt deja nu știu câte poliții paralele, agenții de securitate privată și așa mai departe. Păi da, și am stabilit că astea îi ajută pe bogați, în sensul că e o penurie în piață, piața îți aduce un serviciu de securitate atâta vreme cât poți să ți-l permiți. Dar în niciun caz nu văd iarăși și că cetățenii poate să aresteze. După care el spune că poate că poliția o să renunțe la monopol cumva ceva. Adică, ok, de ce ar face asta? Și la fel era și cu armata. Pentru că, din cauza că se ocupă așa de puține lucruri, lumea va
opinia publică va realiza că... Deci forțează, asta că e... Că asta susținem noi, că vine presiunea, nu e reformă din interior, e din exterior. Oricum îți dă impresia, dacă ne gândim la ce zicea cu două capitole, era că poate să meargă prost, mult și bine. Deci dacă n-ai câteva chestii cruciale, un judecător corupt sau ce, sistemul poate să... Oare asta contrazice cu ce spune aici, că ăștia tot cedează din atribuții în statul? Nu! Cum zicea Rothbard, nu, e chestie de putere, nu vor ceda. Nu vor ceda, deci vor ține până la... Dar poți să vezi chestia asta ca un fel de optimizare a profitului, a extracției de bogăție din societate. De tipul, uite, mă gândesc acum la liceele, școlile private din România. Ok, permitem licee private, dar noi impunem ce să facă pe acolo. Noi lăsăm de capul lor, programă școlară, diverse standarde și așa mai departe, licenție, da. Pe impunem pe sau nu impunem? Impunem. Deci impunem, așa. Da. Păi nu, în loc să eliminăm, deci să nu permitem liceele private și să mai facem noi niște licee de stat în continuare, vedem că nu facem față, nu putem, nu avem ISU nici la școlile actuale. Așa. Permitem licee private. Dar care să facă, care ce să facă cam ce zicem noi, tot așa, extragem impozite și așa mai departe de la liceele private, le impunem ISU-ul lor, ele se fac compliance și iată că cu niște costuri mici, doar doi birocrați, doi inspectori școlari și nu știu ce, am extins puterea statului cu ajutorul privaților și am și ieșit în profit. Față de, ieșeam în pierdere dacă făceam noi un liceu acolo, cu angajați, cu taranala, ieșeam în pierdere, ne băteam cap. Așa... Adică precizarea aici ar fi că e un simulacru. Astea se numesc private, dar ele nu sunt pe o piață liberă. Da, nu, că se gândește că ar fi suficient de eficiente pentru stat încât să vină inițiativa dinspre... Așa cum nu naționalizezi mijloacele de producție. Hai să le lăsăm private. Da. Pentru că așa și noi nu ești mai bine. Parazit de la idioti. Ești parazit mai inteligent, gen UE, dacă vrei. Da. Și extragi și Gabi zice că ai avea ceva de genul ăsta. Exact asta vreau să da. Ceva de genul. Alte cuvinte, statul ca să iasă pe profit, tot de privat are nevoie. Da, da, zic da. Că pierd, vești birocrații ăștia din agențiile astea. Să... Da, domnule, eu câștig indirect și prefer... Nu, nu, ei nu o să, ei n-o să prefere, pentru că ei nu au parte creatoare. Deci ideea este că e o formă de fascism. O birocrație, un aparat birocratic, trebuie să îndeplinească câteva funcții, altfel nu e birocratic. Da, unu, trebuie să creeze hârtii. Doi, trebuie să crească, da? Pentru că dacă nu crește, înseamnă că nu creează destul. Și trei trebuie să-i impună. Gabriel zice că zbitează cele trei. Nu, ar câștiga și ei mai mult. Nu, nu, trebuie să și crească. Asta e ideea. Tu presupui că ei, asta ce ai zis tu, că ei își dau seama că e mai eficient așa. Și atunci eficient pentru ei ar fi să stea, să-i lase pe ea și atunci ar crește doar veniturile. Dar eu am spus că birocrația în sine, aparatul birocratic trebuie să crească. Trebuie să crească. Păi da, mai mai este o birocrație mai aia mare. N-ar mai fi eficient. Nu, păi se nu vorbim de eficiența cetățeanului versus eficiența. Da. Că așa și un drum către un sat cu doi oameni e eficient pentru politicianul care inițiază și ia afacerea cu statul. Pentru ăia de acolo sau pentru restul populației nu e eficient. Noi, de exemplu, uite, și birocrația, de exemplu, de la nivelul inspectoratelor școlare. Și se gândesc, trebuie salarii mai mari, cum obține salarii mari, având venituri la stat mai mari, cum avem venituri la stat mai mari, creând licee de stat mai multe, taxând găina pe jumate moartă, sau înființând licee private. Înființăm licee private, ne mărim și numărul de inspectori. Într-adevăr, bugetarii ca profesorii și personal auxiliar de la liceele respective, dacă ar fi fost de stat, ar fi fost mai mulți. Dar la nivel de inspectorat, ar fi crescut numărul de inspectori și au și bani respectivi.
E ca flat tax versus taxare progresivă. Birocratul realizează că îi crezi veniturile dacă ai taxe mai mici. Deci cu 19% luăm mai mult decât dacă am avea 40. Oh, nu cred. Nu cred că realizează birocratul chestia asta. Birocratul de rând, nu gândește, de că nu știe decât să mute o hârtie în ADAR. Ăla care dă direcția ăla și șeful de... Cred că înțelege. Înțelege, da. La fără cărbă înțelege. Crezi că Gherghina nu înțelege? Eu nu vorbesc de oamenii care fac bugetul, vorbesc de... Da. Nebunii care dictează politica fiscală. Eu zic că au acceptat. Așa cum au acceptat cota unică, asta a fost argumentul. Cu gândește la birocrații din de la Uniunea Europeană. Da, apropo, cu argumentele astea pe cota unică, da, s-au înșelat. Asta e o chestie care nu prea se vorbește, dar încasările bugetare în România, atunci când s-a trecut la cota unică, au căzut în cap. După au crescut. Au crescut după aia, dar au crescut în cap. Așa? Da, nu, ei au spus că o să crească instant pentru că se aduce economia din... Nu, au crescut pentru că a crescut economia, nu pentru că s-a adus chestia aia de la gri. Ok, s-a adus probabil ceva, dar nu destul cât să facă diferența. Adică, 2 ani după ce s-a trecut la cota unică, încasările bugetare au fost sub nivelul 2006. Da, nu, economia a crescut. Astea sunt statisticile. Știu, dar economia a crescut din cauza... Asta e posibil. Asta e foarte asta posibil. A fost argumentul. Singura greșeală argumentul a fost pe curba lui Laffer, că spunea că noi luăm prea mult acum și lumea face evaziune fiscală. Eram și eu atunci atent la ce se vorbește. Am susținut cota unică. Nu, crește investițiile, n-a fost doar argumentul evaziunii. Și asta e corect. Dacă tu ai taxe mici, vin multinaționale, vin nu știu ce. A fost corect. Dacă a zis că instant, da, ai dreptate, știi. Plus simplificarea... Plus că noi în 2007 am intrat și nu e, adică aia s-ar putea să fost mai mare boost-ul decât... Nu poți să știi niciodată. Nu poți să știi, da. S-au întâmplat în același timp, n-ai cum să le mai descale. Experimente sociale nu prea poți să faci. Da, noi vorbim mereu în analize dacă toate sunt la fel. Da, putem să analizăm... La rece, în abstract. Dar în realitate niciodată nu poți să separi lucrurile. Și e trist că lumea prezintă tot fel de statistici ca și cum ar putea să fie analizate lucrurile așa. Dar nu e adevărat. Păi uitați, am făcut cu tare și s-a întâmplat aia. Da, viața e complexă. Toate pun o presiune mai mare sau mai mică. Nu poți să știi că e bine ce a hotărât cu tare politician. Pe loc sau... Și în timp mai să mai uită factori luați în analiză. Așa cum e și cu încălzirea globală. Acum se pornește discuția cu, din cauza încălzirii, cu tare. Da, ați hotărât-o din niște analize. Da, o majoritate de analize. Ok, ne pricepem la analizele alea? Ești tu doctor? Nu, dar sunt alții și de asta trebuie să schimbăm felul în care facem banking. Da, exact. Să facem cu digital, cu bani smart. Da, un alt... Cred că poți avea un nivel, da, în care într-adevăr nu, că de-aia vorbim de curba. Uh-huh. Ai cotă unică și nu, scotea mai mulți banii progresivă. Da, de exemplu, te poți să iei deductiv doar. Creșterea salariului minim produce șomaj? Da, absolut. Logic. Clar. Dar s-au întâmplat cazuri în istorie în care șomajul a scăzut după ce a crescut salariul minim, dar din alte cauze. Exact. Așa și aici. Predicția austriacă nu e... Chiar mă gândeam să scriu un articol pe tema asta. Cel mai probabil că șomajul ăla a fost absorbit de schimbările produse de alți factori. Da. Sau asta, sau salariul tău minim oricum nu era observat și l-ai crescut la un nivel la care oricum încă n-a devenit observat. Adică dacă piața are un salariu minim de, să zicem, nu știu, 30 de lei pe oră și tu ai salariu minim de 15, și toată lumea din piață face 30 de lei pe oră și tu crești salariul minim de la 15 la 20, nu o să produci niciun fel de efect. Uh-huh, da? Uh-huh. De predicția austriacă nu e că va crește șomajul istoric prin salariu minim. Adică șomajul era 4 și crește la 7. Nu e asta. Predicția austriacă e una de pattern, nu e una istorică. Uh-huh. E predicție care spune că șomajul e mai mare cu salariu minim decât fără salariu minim. Adică dacă ai fi un empirist serios,
N-ai mai aduce contraexemplu ăsta. Uite, a crescut salariul minim peste prețul pieței, deci nu, ca să evităm scenariul ăla în care n-are efecte. Nu e suficient să faci asta. Trebuie să faci ca la un experiment, adică să iei două comunități, la una crescut salariul minim și la una fără salariu minim. Acolo o să vezi, să zicem, șomajul era inițial 10% în ambele. Să zicem că scade la 7 în prima și în a doua predicție austriacă e că va fi la 4, să zicem. Sub 7, da. Deci a crescut salariul minim. Deci, dacă tu compari, deci nu nivele istorice, ci situația cu salariul minim și situația fără salariul minim. Și într-adevăr a crescut. Deci ar fi fost 4 fără salariul minim. Deci ai 4 și el într-adevăr s-a crescut 3%. S-a crescut de la... Dar na, trebuie să vezi contrafactual, uite, la crize. Obiecția lui Friedman la Rothbard și la teoria austriacă e unde spui, frate, ca scăzut rata lui bânzii. Că dacă ne uităm prin anii 20, era 4, s-a făcut 5. Exact aceeași discuție. Și Rothbard îi zice, nu ar fi fost 8. Deci a scăzut, s-a produs efectul. Ca și, cum spuneam, la salariul minim. Ar fi fost 4, dar... istoric, alți factori și nu știu ce ai văzut. Și ai exemple pe care pot oamenii să le înțeleagă imediat din lucruri din economia de acum, unde ai concurență și scad prețurile. Și ai, uite, telefoane mobile. Costă un telefon mai bun decât ăsta, mai puțin în lei decât am dat eu pe ăsta. Și te gândești, n-a fost clar? Deci eu am dat 1000, și ăsta să la zicem, mâna a doua ar costa și mai puțin decât costă un telefon mai bun decât ăsta nou. Ca să complicăm exemplul și mai tare. N-a fost clar, scuzați. Deci, eu am dat, să zicem, pe ăsta 100 de lei. Un astăzi, ce are 4 ani. Un telefon astăzi, la 90 de lei, deci preț mai mic decât nominal, e mai puternic, mai deștept. Asta într-un mediu inflaționist. Deci dacă n-ai fi avut mediu inflaționist, cât de mult mai ieftin ar fi telefoanele care sunt affordable, da? Sunt acceptabile astăzi. Și așa ar putea să fie toate lucrurile dacă ai avea concurență. Nu, argumentul lor e că nu se strâng banii, nu fac privații, nu fac drumuri. Nu fac. Telefoane deci, fac, dar drumuri nu fac. Da, știu că există o cerere, e o chestie de făcut bani, dar nu se bagă. Deci îi trăiesc cu impresia că pe legislația actuală, dacă noi vrem să facem un drum oriunde, putem să facem. Nimeni nu ne ia la întrebări. Deci cumpărăm niște terenuri și facem un drum. Uite, între Roșie și Alexandre, facem un drum. Deci asta e impresia lor. E permisă construcția de drumuri, doar că privații nu-și asumă riscuri. Birocrații își asumă riscuri. Da. Deci o logică atât de perversă, tocmai că nu-și asumă, Dragnea, nu... Privatul și asumă riscuri, pierde bani dacă a anticipat eronar. Dacă Dragnea să face un drum către un sat unde nu e nimeni, el nu pierde nimic. El chiar și câștigă. Dacă și-a făcut brokeraj, a făcut o afacere cu stat, el câștigă de acolo, 10%. De asta e impresia omului. Nu fac privații. Nu riscă. Au voie să facă, e legal să faci drumuri, dar nu riscă. Da, e un vechi argument în care ceva se cere în niște domenii. Se produc lucruri cerute în alte domenii, pare că nu se produc. E așa un mister al statului magic. Fii atent, aici poți face și predicții, știi, că vorbim de natura umană, deci oamenii se mișcă. Nu e ca discutam de, nu știu, chestii exotice, un tip de măsline italie. Poate comunitatea nu are chef de măslinele alea. Dar dacă vorbim de apărare, de drumuri, aici cred că poți prezice... Foarte probabil există cerere pentru așa ceva. Următorul punct. Da, la urmăreți. Sfânta a treime a statului. Da, avem poliție, justiție, armată. Al treilea lucru pe care îl vede, armată. Un motiv pentru... statului mic. Nu, e foarte bine că s-a ocupat Hummer doar de astea trei, pentru că sunt cele mai importante și de obicei lumea... Când vorbește de, haide-ne să lăsăm
piața liberă să acționeze într-un domeniu, se gândește la educație, sănătate, lucruri mai acceptabile. Educație, sănătate, drum. Dar la justiție, poliție și armată la care se gândește. Da, nici măcar minarhiștii nu se duc până acolo. Da. Minarhiștii se duc, doar că nu scot ochii cu drumurile, în timp ce noi suntem mai sadei, știi? Păi ești liberal, nu? Da, sunt foarte liberal, să nu știu ce. Ok, cum vezi sănătatea? Cum vezi drumurile? Da, drumurile, cum? Au, nu mai. Deja ai apăsat prea mult. Să nu lăsăm sănătatea pe drumuri. Adică m-ar fi dezamăgit cumva dacă s-ar fi ocupat de educație, sănătate și drumul nou de astea trei care sunt mai importante. Aici că ai zis direct, sunt servicii. Fii atent, când faci un... Să citesc un dasta din facultate, dacă tu știi să faci un dasta de calcul de logică modală cu 200 de linii, poți să faci unul cu 7. Înțelegi? Că e mult mai dificil ăla cu 200, aplici tot felul de reguli. Ăla cu 7 îl faci imediat. La fel și aici, te chinui să convingi oameni cu salariu minim, cu reglementarea curburii bananei, cu... dar dacă tu l-ai convins că statul e o organizație mafiotă și ineficientă și nu trebuie să mai... Ce ziceam? Leneș mai mult aleargă, știi? Trebuie să-l convingi, prin anul 10.000 discutăm nu știu ce, desființarea inspectoratelor. Nu! Dacă m-a văzut viziunea, știi? Că nu trebuie să mai discutăm de salariu minim. E clar, știi, că trebuie desființat salariu minim. Nu trebuie să... Adică a făcut chestia aia de 200 de linii. A văzut viziunea. Și un motiv pentru care cum este optimist pentru desființarea armatelor permanente ale statelor, și care mie mi s-a părut interesant, este faptul că în percepția publică a omului contemporan, violența este din ce în ce mai respingătoare. Da. Ok. Și el dă exemplu aici tortura în evul mediu și cum a fost primită, să zicem, tortura făcută de Bush în Guantanamo, făcută de americani. Ce spune că ea să nu fiu uitat. Nu zbura George în weekend să mai dea și el cu niște apă. El spune că medievalii s-ar fi uitat așa cu... Da, ce e asta? Și asta e încălzirea? Asta e tortură? Where's the blood? Asta numiți voi tortură. Where's the blood, exact. Are dreptate cu ope că au involuat. Unde era aia? În Pulp Fiction, parcă. Când zicea, o să-ți ating medieval touch. Da. Și mie mi se pare că inclusiv chestia asta cu safe spaces, cu microaggressions și nu știu ce, văd tot o chestie de tipul unde individul începe din ce în ce mai mult să fie ușor de topite, un snowflake. Nu, mai conștient. Ci mai conștient de agresiunile care îi se întâmplă. Păi da, dacă ți se pare că cuvintele sunt violență, nu știu cât de conștient ești. Nu, dar pointul lui era că oamenii devin mai... Da. Devin mai atenți, mai... Mai sensibili. Mai sensibili. Chiar dacă ai respinge interpretarea leftistă, dar ideea e că nu mai calci pe individ așa. Asta e bine, da. Poate că tipul ăsta de om sensibil, cele mai, să zicem, banale cuvinte, duci la purtatul măștii n-a fost așa sensibil. Nu s-a sensibilizat, a trebuit să ne sensibilizăm noi. Bine, problema e... Dar asta, doar vreau să concluzionez faptul că armatele și războaiele sunt din ce în ce mai un lucru oripilant pentru omul contemporan, părerea mea. Dacă e la el acasă, dacă e delegat și se întâmplă undeva departe, las că o fi zis ceva, ori fi înjurat. Merită ei. Dar chiar și față de la ei. Este. Da. Eu aș spune că sensibilitatea asta are două, ar avea aceeași gaură, aceeași problemă cu ce spune el aici. Deci despre armate zice că, dom'le, armata în sine proiectează forță în exterior. Am mai vorbit noi de asta. Și că dacă tu ți-ai reduce armata, atunci și ăia care se simt amenințați de armata ta ar fi și ei motivați să-și reducă armata și toată lumea ar fi motivată să-și reducă armata până la zero armate.
Ceea ce, da, are sens. Dacă trăiești într-o lume în care războaiele de cucerire, da, nu-și mai au sens, nu-și mai au rostul, da, în care toată lumea înțelege chestia asta, da, atunci armate de invazie nu-și mai au nici ele rostul. Sunt în plus. Bine, alt argument la el este că te costă mai mult să invadezi decât să te apă. Da, da, asta zic că e ideea încă să trebuie să-și dea seama, știi? Asta e ideea care trebuie acceptată de toată lumea. Pe de altă parte, zice Hummer, până când își dă toată lumea seama, da? Gaura, ce te poate ține pe loc, este un stat militarist care refuză să demilitarizeze. Și atunci tu, dacă îți reduci forța armată și ăsta nu și-o reduce, dintr-o dată trebuie să ți-o crești înapoi pentru că armata lui o amenință pe ta. Adică îți amenință ție țara și atunci... Să mai stai. Da, și atunci trebuie să mai stai. Și dacă e un nebun, trebuie să stai după ăla. Trebuie să stai după ăla, toată lumea asta și spune Hummer, că trebuie să stai după ăla. Și asta zice că e... Dacă în cazul armatei că trebuie să stai, e ok, știi, nu pare evidentă problema. În cazul ăsta cu topicioșii, da? Cu ăștia care se topesc de orice agresiune, aici e o problemă, pentru că ăștia nu-ți mai fac armată. Și dacă sunt oameni pe lumea asta, sau popoare, sau civilizații, sau culturi care nu se topesc la fel de ușor, o să apară o disproporționalitate de fort. De ce crezi că ne luptă? De ce crezi că au ajuns ăștia din vest să se lupte cu dronele? E mai ieftin. Costuri psihologice, da, vorbesc. Da, da. Dar gândește la altă, la un alt aspect al situației astea. În momentul în care oficioșii ăștia, prin presiunea opiniei publice, le termină guvernele lor să întrețină doar armate de apărare, cât mai ieftine, și restul banilor să rămână în societate și să dezvolte tot felul de gadgeturi. Ei o să dezvolte UBI, da, eventual relații cu UBI și diverse alte, dar vreau să zic, așa, da, cheltuieli în alte aspecte ale vieții, o ia din oamenii obișnuiți din societățile militarizate care întrețin armate de invazie, care sunt scumpe, observă cum e bine acolo și pleacă din țara respectivă sau își mută capital în țările alte, astfel încât țările respective nu mai au resurse să-și întrețină armatele alea de invazie în timp. Ideal, într-o lume ideală. E o poveste posibilă, da. Să zicem așa. Da. Să zicem că, o să dau un exemplu așa. În China, da, mulți chinezi își trimit, mai ales ăștia bogați, nomenclaturiști, își trimit progeniturile astea din California, în vestul Americii. Bagă bani acolo, îl cumpără mansion-uri, cumpără chestii, deci resursele se duc acolo. Așa. Nu sunt date, adică statul chinez nu are posibilitatea să extragă acele resurse din cauza faptului că au fost mutate deja. Deci, dacă ar fi stat banii acolo, în China, da, statul ar fi avut un avantaj, statul chinez. Dar nu e așa, pentru că dura topicioși capitalul și resursele respective. Nu știu cât de corectă e analiza asta, dar trebuie cel puțin... Nu știu cifrele exacte, dar... Cel puțin 3-4 grafice ca să... Efectul este că statul chinez are din ce mai puține resurse să-și întrețină o armată de invazie care ar intra peste democrațiile, să zicem, care își întrețin doar armate de apărare. Nu pare a fi. Dacă ăsta e efectul, nu pare a fi că e observabil. Adică armata chineză, atât ca tehnică de luptă, cât și ca număr, n-a făcut decât să crească în ultimele două decenii.
Deci și dacă de, s-ar... și de invazie. Da, 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 știu, 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 știu. Dar dacă s-ar, dacă ar continua, să zicem, trendul ăsta în continuare. Nu știu. I-a scăzut, ar fi ca la salariul minim, i-a scăzut. Nu mi se pare. Exact. Poate ar fi crescut. La nivelul istoric. Nu, ar fi crescut și creștea și mai mult. Poate. De tocmai de asta spun că mi-ar trebui ce obțin două, trei grafice la care să nu, dar de ce nu-i atacă direct? De ce nu-i atacă direct chinezii pe... Pe cine? Pe american sau pe... Pe Snowflake-ul ăia până. De ce nu-i atacă? Dacă ziceai că ea nu... Deci ea nu mai bagă bani în armată? Nu, bagă bani doar în armată defensivă. Care mai... e mai ieftin. Și dacă ar sta cele două țări, să zicem, timp de 100 de ani, ăștia ar crește cheltuielile cu armata, aia ar menține cheltuielile mici. Deci poate nu mai fac față. Mai fac față. Ei nu, dacă zice armată de apărare, înseamnă că ți-o calibrezi, să poți să faci față. Da. Plus că nici ăștia, din câte știu, opoziția leftistă, să avem gay și femei în armată, nu e să desfințăm armată. Asta e poziția leftistă, egalitate de șanse. Deci ei nu vorbesc despre leftiști, vorbesc despre... Ei rămân socialiști, adică vor pe maximizarea... Există topicioși care nu sunt leftiști. Cred că ești în urmă cu așa. Acum nu vor femei în armată, vor bărbați care se cred femei în armată. Mă rog, dar ideea că nu sunt... Ar face bine doar să se creadă în armată. Chiar și aia care vor anarhii, știu ce, Black Lives Matter, sunt câțiva pe acolo, dar puțin. Da, puțin, da. Grosul leftiști vor armată, că aia oferă egalitate de șanse. Uite, de exemplu, tipul care... a dat leak-urile către WikiLeaks. Da. Așa. Era un tip din ăsta. Deja pe Twitter ai fi interzis. Asta pe Twitter. Păi, este că... Nu, tu ai fi interzis pe Twitter pentru că i-ai spus tip. Ah, ok. Păi o persoană. Da, da. M-am uitat cum îl chema. Chelsea. Nu știu cum îl chema înainte. Ah, Bradley. Gata, acum sunt și eu interzis pe Twitter. Se numește Dead Name. D-E-D. Ah, pe bune? Da. Wow. Okay. Și este o practică interzisă. Vedem când o cumpăra Elon Musk Twitter-ul, dacă se schimbă ceva. Deci tu ce zici? Că îi slăbești și pe ceilalții că vin la tine, știi? Copiii la studii și... Am dat un exemplu cu el, cu studii și cu China, dar vreau să zic că oamenii obișnuiți din statele care dirigează mulți bani spre armată. Ce, Corea de Nord nu te poate invada? Corea de Nord mai grea. Una mai mică, nu neapărat. Și ce s-ar întâmpla cu Corea de Nord dacă ar vrea să invadeze pe cineva? Soldații din Corea de Nord s-ar duce în țara invadată, ar rămâne acolo. Nu știu, e posibil să... Nu. S-ar transforma în cetățeni, nu mai sunt nord-corean, am operat aici. Nu cred, Alex, pentru că, uite, ei sunt la graniță și ar putea să plece liniștit. Nu, nu poate plece liniștit. De ce nu poate să chinuie? Păi e pe asta spun, dar ei să chinuie pentru că sunt alții cu armele. Da. Da? Dar dacă ar pleca ăștia cu armele, că de soldați vorbeam, dar ei ar putea să plece liniștiți, că nu mai sunt alții cu armele după ei. Ah, good point, da. Da? Deci nu e... Asta, de asta nici nu înclin să dau foarte mult credit ideii astea că, într-adevăr, am mai auzit-o de la o argumentație din asta pe idee libertariană, că o țară mai liberă o să rezolve problema, dar în sensul ăsta face drain la fonduri, drain la creier, drain la disponibilitate de luptă. Dar dacă se întâmplă schimburi, da, asta... atunci poți face drain. Dacă ai se întâmplă, dar problema e că nu ți ajunge numai asta. Dar poate nu ne uităm pe o fereastră destul de mare la timp. Nu, dar ai nevoie și de cultură. Da, și dacă ăia rămân în cultura chineză și mulți dintre tinerii, mă rog, nomenclaturi și expați și toți, o grămadă dintre chinezii care îi vezi în Occident, sunt în cultura, China e cea mai bună țară, rasă, civilizație, cultură și dacă ci zice ceva... Mâine preiau California din interior. California e ca acasă, e maoist. Ei nu fac nicio metamorfoză. Da. Poate
Toate tocmai de aia e, mă, o să e posibil ca asta, China să fie neoliberală pentru ei. Da, poate trebuie să avem încă un nazism interesant ca să... Poate n-am învățat destul. Nu, dar fluxul ăsta e corect. Pe lângă asta din China? Fluxul ăsta e corect, mai degrabă vin spre noi decât noi spre Asia, spre alte zone. Mai degrabă vin ei încoace. Da, 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 dar este discuția asta. Dacă vin pentru bani sau vin pentru cultură. Și lumea și răspunsul libertarian este că nu, că și banii aduc cultura. Nu e întotdeauna așa. Nu e întotdeauna așa. De asta a căzut Imperiul Roman. Banii n-au adus cultura acolo. Au venit pentru bani, da, dar unii se integrează. Și au păstrat cultura. Și atunci când s-a prăbușit Imperiul Roman, s-a prăbușit în triburile care nu au fost integrate acolo. De ce crezi că își trimitea copiii acolo la studii în Universitatea din California? Nu e același motiv ca și noi românii ne trimitem copiii la... Nu, eu aș zice ca să fie mai departe de gealații partidului în caz că e ceva. Mm-hmm. Exact, cam așa, da. Deci, ideea este că ei știu că în China e treaba mai nasoală și mai autoritară și mai militaristă decât în California, unde ar avea alte perspective copiilor. Mm. Bine, și poate să fie, ei sunt și o societate foarte bazată pe reputație, poate să fie și o modă la ei, mă, noi suntem bogați, unde l-ai trimis? În California. Ok, îl trimis și eu tot în California. În casă nu mai vorbim de faptul că se întorc, trebuie să se întorc, nu rămân acolo. Da. Pe veci. Ok, da. Concluzii ceva? Bă, are umor o întreagă... O concluzie lungă, dar mai se pare că mai jos acolo scrie și data când se va întâmpla. Nu, ca Nostradamus. M-am uitat de trei ori, n-a zis. Va veni un iepure și chioc. Însă zicea că unde ar putea să apară, da, asta n-am discutat. Anarhia într-o zonă mică. Da. Pleacă de la o zonă mică. Pleacă de la o zonă... Deci nu va fi simultan în timp și spațiu. Uh-huh. Nu va fi, nu va avea simultaneitate. Spațial, pleci la chestii mici, temporal la fel, gradual, se merge gradual. Nu va fi simultan, toată lumea trece odată. De unde știi? Că poate e ca revoluțiile din Europa de Est, simultan. Merg încet până când... Păi nu au fost încet, au fost... Rapid. No, sau nu, schimbările, povestea. Și la scală istorică înseamnă ceva. Ok. Mai vorbim de trece la anarhul capitanii. Okay, păi da, va dura 3 ani, dă-i mă sală. Bine. Da, concluzie, humor se bazează pe importanța ideilor, pe faptul că face un mic victory lap prin carte, dar înainte de asta prezintă un argument pe care să-l reluăm și noi aici. Zice așa, unu, că teoria anarhocapitalismului pe care a prezentat-o el este adevărată și fundamentată în realitate, are justificare în realitate. Dacă teoria respectivă e adevărată și fundamentată, atunci va ajunge să fie acceptată de majoritatea populației. Dacă teoria ajunge să fie acceptată de majoritatea populației, atunci anarhocapitalismul o să fie implementat. Rezultă că anarhocapitalismul o să fie implementat. Deci care e mai problematic? Nimic. Trebuie doar să așteptăm. Uite, teoria lui. De ce acceptă agresiunea în situație limită? Premiza 2 era că... Da, asta pare plauzibilă în sensul că o chestie disfuncțională, dacă ai drumuri de stat, tot ai situații de criză și abandonezi până la urmă. În timp ce dacă piața îți rezolvă problema... Da, va fi aplicată, știi? Va fi selectată. Ce spunea premiza 2? Că dacă e adevărată, va fi acceptată. Va ajunge să fie acceptată. La fel și aici, tu ai, uite, noi suntem pesimiști, că domne, nu se va ajunge niciodată, nu știu ce. Păi ai adevărul de partea ta, asta nu e puțin. Uh-huh. Deci tu dacă aplici piața liberă la măsline, nu mai ai discuții despre măsline. Deci nu există demonstrații pentru măsline. Uh-huh. În sănătate vei avea tot timpul discuțiile astea. Sănătate, drumuri, poliție. Deci lipsa de calitate. În timp ce dacă aveai piață liberă, gata, le-ai aranjat. Aia a treia, premiza a treia, aia cu probabilitatea, va fi
dacă toată lumea e de acord, hai zice mai un tiran, îi mai chinuie. Păi da, îi dau și eu un șut, ce apare probabil. Uh-huh. Ultimul pas, mă rog, spuneți, e logic. Da. Bine, eu aș avea dubii la premiza aia a doua. Adică și el spune că zice și deci contrar, și majoritatea lumii ar zice că pe premiza a doua e. Mm. Adică chiar dacă lumea e chiar dacă chestia asta e adevărată, lumea nu e dispusă să o vadă, știi? Adică ideea cu struțul, capul, nisip, cu efortul să nu vezi adevărul pentru că ai alte motivații. Pentru asta a scris capitolul. Și el zice că în tot timpul, pe parcursul lumii, ăștia mai liberali puteau să uite în jur și să vadă oameni care nu erau dispuși să ajungă la aceleași concluzii cu ei. Adică ar fi oarecum așa un argument din ăsta la... peste timp, la scară foarte mare, și că orice ai vedea tu la nivel individual e greu, nu poți să strângi destule date astfel încât să falsifici premisa. Seamănă un pic ca idee cu aia, cu o perspectivă evoluționistă, că realitatea câștigă întotdeauna. Că nu contează cât de mult îți dorești tu să nu vină iarna. Dacă vine iarna și n-ai blană, o să-ți fie frig. Sau chestii de genul ăsta. Pe de altă parte, mi-am mai zis mai de mult că omul și-a schimbat paradigma evoluționistă. În sensul că în evoluție toate animalele sunt selectate de presiuni evolutive. Presiunile evolutive vin din partea mediului înconjurător. Ori teoretic omul stăpânește mediul înconjurător și oamenii sunt de fapt mediul înconjurător care aplică presiunile evoluționiste asupra omului astăzi. În societate. Și de asta nu mi-e neapărat clar că fiind vorba și de o societate și de un sistem din ăsta așa recursiv, nu mi-este neapărat clar că realitatea mai vine așa implacabilă și nu ne oprim undeva într-o poziție de echilibru. Asta e pastila neagră pe care am luat-o odată cu cartea asta de frumos, știi? La argumentul meu anterior, tu tot vei avea crize, tot vei avea, ok, nu se mută în 100 de ani, nu se mută în 200, în 500, dar într-o 1000 de ani o să-și pună problemă. Mă, dar poate nu sistemul știu. De sănătate poate... Nu, asta, eu asta spun. Înțeleg ce spui, îți înțeleg punctul de vedere, dar nu mi se pare că, pasul ăsta e neapărat necesar. E un argument de probabilitate. Adică, ce vreau să spun e că dacă și-au pus-o în trecut, poate că și-au pus-o pentru că era încă implacabilă influența mediului. Adică nu puteau să creeze lucruri din nimic, de exemplu. Și ca să nu mai spunem de faptul că la nivel de agricultură era mult constrânși. Agricultură, confort, siguranță, viață, toate chestiile astea care te aduceau înapoi în realitate. Uite, o chestie optimistă, ai putea să zici că legile economiei sunt niște legi naturale implacabile. Exact. Și ei, oamenii în ziua de astăzi care s-ar încăpățâna în prostie ar duce o vreme într-un fel, dar la un moment dat tot iar ajunge economia din urmă. Corect, să zicem. Deci, corect. Nu, Gabi, zice asta. Tot așteptăm reckoning-ul ăsta, știi? Adică eram convinși că o să vină în 2009, poate scala... suntem convinși că o să vină acum în 2022-2023, dar poate... Poate puterile omenirii au crescut așa de mult și s-a mărit sperea asta. Nu, un argument de probabilități. Da, poate, nu știu. Poate se întâmplă ceva și n-apucă să vină, știi? Și atunci n-apucă să dea vina pe asta. O să ajungi în anul 3000 să fie identic, bă. Trebuie să ai și noroc în viață. Nu, dar argumentul e unul de... Adică se simt presiunile alea. Adică tot sunt accidente pe drumuri.
Omul începe să-și pună problema, așa cum și-a pus-o în trecut cu agricultura și cum așa. Mă, dar de ce sunt tot timpul accident? În timp ce dacă aplicai libertarianism, nu, aveai accidente puține, nu era. Asta e. Și e o presiune. Cum rezolvă acest puzzle, știi? Sau uite o precizare, Costel, mică. S-ar putea să ai în libertarianism din ce în ce mai puține. Din cauza că ai un sistem dinamic care îți rezolvă probleme și nu stai închistat în asta e legea, așa facem și păi și de ce nu scad alea? Păi pentru că nu lăsați să se îmbunătățească regulile, să fie dinamice. Și păi n-ați avea probleme și în lumea liberă? Ba da, dar din ce în ce mai puține. Da. Nu? Ca o distinție față de acum. Da, dar asta îl pun pe gânduri. El vede comunismul. Ok, susține comunismul. Nu, dar poate devine comunismul. Adică nu-l mai susține la un moment dat. Inclusiv ăia, nu știu, clasici. Nu-l mai susțin. Dom'le, e ceva putred în sistem. Da. Deci nici ei nu renunță imediat, știi? Uite că vorbim de... Mă gândeam la chestia asta. Cât de greu e să convingi oameni. Dacă ne uităm la exorcizări, în filme, deci nu e puține, eu știu doar situație în ăla lui Zeffirelli în care iese imediat satana din corp și e Iisus acolo, știi, vorbind de altă ligă, dar dacă te uiți la Constantin la, nu, deci au loc convulsii, au loc nu știu ce, nu plec, da, nu se dă, deci trebuie să deci nu e așa ușor și crucea exorcismului făcut de humor aici este ăsta, adică cel puțin pentru asta trebuie lăudat humor că a pus punctul, a găsit punctul slab și anume autoritatea politică. Între altele, că întrebai tu mai devreme de ce permiteau faraonii să facă ceva, da, să orice, facă ceva ce astăzi s-ar numi abuz de putere, este tocmai asta, pentru că atunci autoritatea politică a statului îi acoperea într-atât, astăzi nu îi mai acoperă într-atât, dar problema este că, de fapt, statul nu are autoritate politică, că e doar un miraj. Și a inventat altele. Și nenorocit. Nu numai că și-a inventat, e mereu în căutare de altele. Lupta cu clima e doar una dintre cele mai noi marote. A, nu e cea mai nouă. Scuze, a fost cea mai nouă, dar s-a fumat la fel de repede cum a venit. A fost pandemia. Da. Aia a fost cea mai nouă sursă de autoritate politică a statului. Să vă țină sănătoși. Și acum, din cauza că a făcut inflație, bunica. Oamenii simt sărăcie și îi zic că avem noi soluția, facem bani smart. Digitali în care îi controlăm noi. Da. Da, calculator. Mai vreau să mai zic o chestie apropo de miopia asta istorică. El spune că dacă trimiți un simplu monitor de azi, îl trimiți acum 500 de ani, sunt libertarieni azi. De s-ar uita da, aia la ea. Da, și... S-ar uita. Păi ce vrei? Vrei abolirea sclaviei? Vrei să... Nu știu, erau mai multe. Ai fi... A, să nu... Eretici, să nu-i arzi pe rupă. Să, da, cum să... Care acum au devenit, acceptate. Asta e interesant, că extremismul e, uite, dacă erai nazist în Germania, nazistă, tu nu erai extremist. Era moderat, pentru că asta era cultura mea. Contează și statul quo. Da, și contează foarte mult, că ne tot întoarcem la cuvântul ăsta, cultura. Contează foarte mult cultura. Adică ideile, ce cred oamenii și ce vor și ce preferă, care e nivelul de set de valori, de moralitate. Deci contează ideile care sunt în capul oamenilor, nu contează ideile care sunt în cărți și în... Da, da. Păi ele sunt îmbinate. Statul acolo. Dacă stau acolo, nu. De-aia tu n-o să dai, nu contează. Nu dai jos statul cu, nu știu, cu o de-asta, cu o dinamită. Pentru că el e prins în... În cap, acolo e lupta. E rădăcinat. Asta a fost humor. A fost. Ne despărțim cu lacrimi în ochi. E o încărtură interesantă. Uite, nu s-au mai scris cărți mari prin ultimul, nu știu. 15. El a mai scris o carte despre intuițiile, despre intuiționismul etic pe care se bazează cartea asta. I-a dezvoltat filozofia lui, el e profesor de filozofie.
Deci, dacă vreți mai multe despre pe ce se bazează cartea asta, să citiți cartea anterioară a lui. Nu știu, e așa important. Eu mă gândeam la formatul ăsta de tratat de filozofie politică, tu ai puține cărticele de tipul ăsta. Mie cartea lui Humor, Etica libertății, uite, o să trecem la Friedman, la David Friedman, Mașina libertății, altă lucrare clasică din literatura anarhografică. Ok. Deci te notă optimist. Păi Vali închide. Dă un mesaj de despărțire. Adio, dar rămân cu tine. Da, pe această notă optimistă, cât se poate de optimistă, ne luăm deocamdată la revedere de la Michael Humor. Să sperăm că nu ne luăm la revedere și de la ideea lui, intuiția, că până la urmă, dacă o duceți până la capăt, este că taxarea e furt. Cling. Și o să punem o întrebare, dacă credeți că există vreo carte despre care noi n-am vorbit încă și care vi se pare că ar fi interesantă din punct de vedere libertarian sau de filozofie politică să o abordăm, puteți să o treceți jos în comentarii și nu promitem, dar o luăm în calcul. Lista e oricum, e prea grea. Lista e oricum lungă. E prea grea întrebarea, noi o am scanat. Nu, titlu. E de ajuns titlu și autorul. Mai departe ne descurcăm noi. Dacă n-ai auzit de un autor libertarian la Andodi, înseamnă că nu. Nu e relevant. Nu e libertarian. Nu e, da, ori nu e libertarian, ori e slab. Uite, sau mai am eu o întrebare. Cât de liberi vreți să fiți? Da, puteți să puneți și asta așa, pe o scară de la 1 la 500. Pentru Alex Chiriac, Gabi Munteanu și Costel Stăvărache, eu am fost Valentin Berceanu, noi am fost în Dodi, asta a fost pisica și vă mulțumim pentru atenție și vă urăm libertate, că e mai bună decât toate. La revedere!